Slăvit să fie Domnul. Pace Domnului Iisus Hristos. Și din partea mea. And I give glory and honor to Almighty God. Și dau glorie și onoare Atotputernicului Dumnezeu. And once again, I'm very happy that God gave me this opportunity. I will hear. Și din nou mă bucur să, că Dumnezeu mi-a dat această oportunitate să fiu aici. And when I did hear and I have a desire to share the word of God, and just I hear a few words for Sister, I think Sura Sandafi shares in the testimony about inner healing. Yeah, și când a intrat aici, a avut șansa să asculte câteva cuvinte de la Sora Sanda despre vindecare interioară. And before she done, I'm already prepared a message for inner healing. Și înainte de a ajunge acolo, deja pregătise mesajul despre vindecare lăuntrică. And this is very important subject for us, for we are watching for different part of the world and you are sitting in front of the camera. Și acesta este un subiect foarte important pentru oricare care suntem oriunde în lumea aceasta și cei care suntem aici în fața camerei. And we all are believe the word of God. Și and every scripture is written inside in the Bible. Și toți credem scripturile, tot ce scris în Biblie. And just a few minutes ago I reached at home. Și numai ce a ajuns acasă. And I set up everything I tried to set up quickly and I will come and I preached because I have it, the God is good in my heart to desire to worship with all the devil. Și cum a ajuns acasă, imediat și-a instalat toate lucrurile pentru că a avut dorința aceasta să vină la părtășie cu toți împreună. You know, the inner healing is a very beautiful subject. Și vindecarea aceasta, subiectul acesta despre vindecare lăuntrică este un subiect foarte frumos. You know, in this world, many people, they are healed physical areas. În lumea aceasta, mulți care sunt vindecați fizic. And many people, when they receive the physical healing, and after that they got a baptism and receive the baptism of the Holy Spirit. Dar mulți care după ce au fost vindecați fizic, deci au și cerut să fie botezați și au primit și botezul cu Duhul Sfânt. But the one of the part of their body, the soul, is not receiving healing because of they have some negative words and through someone they are a judge to them and they are very broken hearted. Și chiar dacă au trecut prin pași aceștia, unii nu au ajuns să aibă vindecarea lăuntrică pentru că poate este o neiertare, anumite lucruri care țin acolo din trecut și afectează felul lor de vorbire și aceasta deci este o boală lăuntrică. And when the people they are talking to worldly and inside in the church, in the family, they show to people, I'm very happy, I have no problem. But they have issues in their inner. Și felul lor de acțiune vorbește cu alți oameni ca și cum sunt bucuroși, totul este bine și nu au nicio problemă, dar de fapt ei au stări sufletești acolo și au nevoie de vindecare lăuntrică. And many of people, they did not know they need a inner healing. Și mulți oameni nici nu știu că au nevoie de vindecare lăuntrică. And world, everyone they run for physical area, but they did not know what they do with inner. Și toți oamenii în lume aleargă să fie vindecați trupește, dar nu știu că au nevoie de fapt de vindecare lăuntrică. And we know very well the scripture, the Gospel John, chapter 10 and verse 10. Și noi cunoaștem foarte bine Ioan 10 cu 10. And we know very well for written there in scripture. Da, știi foarte bine ce scrie acolo că hoțul nu vine decât să furi, să junghi și să prăpădească. And this is the work of thief and he entrusted to took for everything what inside, not the outer, but he entrusted to inner. Ia, aceasta este lucrarea hoțului despre care este vorba acolo la Ioan 10 cu 10, deci vine să fure. Nu lucrurile din afară le interesează pe cel, lucrurile lăuntrice, acele le fură și le distruge. He is entrusted inside what you have, you receive it from the Lord. Acest hoț este interesat înăuntru, ce am primit noi de la Domnul, acele să le fure. And this is his plan to how to destroy the people. Și acesta este planul lui, cum să distrugă oamenii. But I try to give you what Bible scriptures and we try to remember, we try to implement and we try to believe on.
și vom vedea niște versete biblice care să le înțelegem și să le practicăm și să le credem. And when the sister Sanda, she's done for her testimony, and she just sister Volte, she translated for inner healing, and immediately I received the joy in my heart. I'm saying, thank you, Lord. You have a desire. I talk with your people today for inner healing. Și când s-o spre terminarea mărturiei sorei Sanda, când am spus cuvintele acestea de vindecare lăuntrică, deci s-o umplut de bucurie că ce-au văzut că într-adevăr Duhul lucrase în ceea ce pregătise și el să vorbească despre vindecare lăuntrică. You know, you have any single cut for your arm or your body, you have the opportunity to stitches, dressing, some options you can use their body, and after that they are healed. But the inner side is very hard. No any injection, no any type of medicine, no any stitches you can use there. Hallelujah. Dacă avem o tăietură undeva pe mână sau oriunde pe trup se întâmplă, putem să mergem la doctor și ne anestezează acolo, face niște, pune niște cusături, pune pansament și ei se vindecă. Dar nu există medicament, nu este injecție, nu este niciun fel de pansament pentru vindecarea lăuntrică. The inner healing not just some of people they have a problem. The many they receive the baptism of the Holy Spirit, many they are preaching the gospel, many they are old age, youngest, girls, boys, husband, wife, grandparents, grandchildren, everyone they are going through for this problems. Și de vindecare lăuntrică nu sunt doar câțiva oameni care au nevoie, chiar și păstori, chiar și învățători, chiar și cei care cântă, care și sunt în slujbe, nu contează de vârstă, fie că suntem bătrâni, fie că suntem tineri, chiar și copii. Deci au trecut prin situații de care au nevoie de vindecare lăuntrică. And many they didn't know. Și mulți nu știu că au nevoie. They need a inner healing. Nu știu că au nevoie de vindecare lăuntrică. Because 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the worldly God is not allowed to people they need, they knew the truth. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu veacul acesta nu împiedică oamenii să cunoască adevărul. 2 Corinteni 4:4. A doua Corinteni 4:4. 4:4, yes. And he not allowed to people then they know the truth. Căci nu dă voi oamenii să ajungă să cunoască adevărul. But when we start for the process we give to inner healing. You know, the Satan is make a bondage their people. They did not know what they do. They have a physical issue, some evil spirit attack, okay, some anxiety attack. We are praying, we read Bible, someone can ask for them, please pray for me. And some people, they got the fasting, and after that, they received physical healing. But inner side, they don't know what they do. Mulți cer rugăciune pentru o parte fizică, de unde au nevoie de vindecare și primesc vindecare, deci prin rugăciune. Alții postește, sunt vindecați, alții sunt, știu, au anxietate de o anumită situație prin care trec, ne rugăm pentru ei, sunt vindecați. Dar unii nu știu că deci este nevoie de un proces de a se lucra pentru vindecare lăuntrică. And now we have a chance to see the Bible, how Bible help us to understand. And God give us a Bible in our hand, we need to use the Bible. Și prin scripturi, prin Biblie, avem șansa să învățăm și dacă Dumnezeu ne dă Biblie, noi trebuie să le studiem, să le practicăm. 2 Timotei chapter 3 and verse 16. A doua Timotei 3:16. Cer iertare un pic, Biblia mea este ruptă, nu mai menționez că trebuie să lucrez la cumpăra alta. 2 Timotei 3:16. Toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Now God give us the Bible and the scriptures. They help us for teach us, give us a direction.
Deci vedem cum Dumnezeu a pregătit Biblia care să ne învețe, să ne direcționeze, să ne corecteze. All scriptures is inspiring by God. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. And now, God have a desire and he give us a Bible, not just you read your Bible. Deci Dumnezeu a avut această dorință prin Scripturi să ne inspire. Nu doar să avem Biblia și doar să o citim. Bible not just give you blessing. Deci Biblia nu este doar să ne binecuvânteze. Bible not just teach you about salvation. Și nu este să ne învețe doar despre salvare, mântuire. Bible not just preach you the holiness or righteousness. Nu doar să învățăm despre neprihănire, despre sfințenie. But now you can see the scripture he have a writing there for what we need to do through the Bible. Dar aici vedem versetul ce, deci insuflată de Dumnezeu și de folos pentru ce? Să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte. And he's talking about teaching, reproof, correction, training in the righteousness. Yeah, deci să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciunea în neprihănire. And how we can use for all these things. Și folosim toate aceste lucruri, așa o folosim Biblia. Can we correct to someone else? Or noi corectăm pe altcineva. Can we reproof to them through the Bible? Facem să-i mustrăm prin Biblie. Can we teach to that we give a training for the church? Să dăm să antrenăm oamenii din biserică. And my translation is for training in righteousness. Yeah, deci să dea înțelepciune în neprihănire, în engleza pastorului Laj, deci a antrena în neprihănire. We need to understand, without you need to understand the Bible actual meaning. You have received a lot of blessing, but you have inside, you have a lot of issues. Yeah, deci dacă nu înțelegem exact scopul Bibliei, poate că învățăm despre multe lucruri, dar înăuntru totuși atâtea probleme avem. And as a man of God and as a children of God, we need to train our children, we need to train our church, we need to train, give a teaching for each and every person which we think about, I need to give a right teaching. Și ca și lucrători, ca și oameni lui Dumnezeu, ca și femei al lui Dumnezeu, noi trebuie să pregătim cei din jurul nostru, copiii, cei din biserici, să învățăm. We need to inform to people you need to learn. Și trebuie să informăm pe oameni, să le spunem, tu trebuie să înveți. And many times when I will finish my messages or I will need to go, and I will always to remember to people read, meditate, implement. Și acesta este motivul pentru care de fiecare dată când termine mesajul, spune, citim scripturile, medităm asupra lor, le trăim, le împlinim. You know, when we are someone is having the issues or problem physically and we are lay hand and pray for someone that's and we give some oil to anoint some oil and they put their brain whatever they need to do. But the inside, God healed his people through the word of God. Deci, adeseori se pune mâinile peste bolnavi sau prin ungeri de undelem și oamenii se vindecă, dar lăuntru nu se vindecă decât prin cuvânt, prin scripturi. Ok, now I give the example. Și vreau să vă dau un exemplu acum. I believe this is very helpful, for example, you understand to me what I try to tell you today. Și eu cred că acest exemplu va fi de folos și veți înțelege ce încerc să vă spun. Maybe this experience you have. Și poate ați trecut, de fapt, prin astfel de experiențe. Sometimes you read the Bible and suddenly your tears come out. Poate câteodată trecând și citind prin Biblie, încep să curgă lacrimile din ochi. Sometimes your face start to glow up and some joy come in your heart. Și chiar și fața, mimică, bucurie când citim. Sometimes you feel like that the Bible talk to me. Și simțim adeseori că chiar Biblia ne vorbește nouă, e cuvântul care ne atinge. And at that time, in that is the way the Bible start to heal inside you. Și acesta este felul în care prin scripturi primim vindecare, începe vindecarea. And at that time nobody, no pastor, no deacon, no elder, no prophet, no bishop, no anyone, they lay hand for you. Și vremea but the Bible start to heal you.
Și în vremea aceea nu există un diacon, un păstor, un lucrător care își va pune mâinile peste tine, ci este Biblia care începe lucrarea. Deci cuvântul lui Dumnezeu, Hristos, care începe lucrarea în viața noastră. Someone they give a glory to God. Putem să-i dăm glorie lui Dumnezeu. Amin. Aleluia. Psalm 107 and verse 20. Psalm 107 și versetul 20. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și a scăpat de groapă. Hallelujah. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Glory to God. Praise the Lord. Slăvi să fie Domnul. And now, this is, he is not talking about physical healing. This scripture, he is talking about your inner healing. Și aici vedem acest verset nu vorbește despre vindecare fizică, ci vindecarea, deci tămăduirea lăuntrică. And I know that we all are having which experience I share with you, and you have some another experience for your life when you read the scriptures. Și eu cred că lucrurile care doar le-au spus mai înainte, că toți au trecut prin experiența acestea când citind scripturile stăteau de vorbă cu noi. And I'm going through so many times for this type of experience in my life. Și el însuși a trecut de multe ori prin astfel de experiențe în viața lui. Și eu. And you start to feel peace in your heart. You feel joy. And people, they didn't know what's wrong, what's going on with you because you are starting to inner healing. This is the process. You are not receive it immediately, but within a few minutes, within a few seconds, some have time, you receive it, your inner healing. Aleluia. Și cei din jur poate nu știu ce se petrece cu noi, dar acesta este procesul care vindecarea lăuntrică începe și durează ceva timp. Now you see here the scripture 20. He sent his word and healed them and delivered them. Și vedem now, clar, zice, a healing, trimis, a trimis cuvântul său și i-a tămăduit și a scăpat de groapă. God not just a interested he give you healing, but he is interested to give you deliverance too. Deci el nu este interesat Dumnezeu să dea doar vindecare, tămăduire, dar și eliberare. You know when Abraham he ready to kill his son, and what his heart, what his soul is getting upset, but he trusted the Lord. But when God denied him, okay, no, I don't need it for him, and immediately he received joy, he received peace, and maybe he is start to weep. Și să ne gândim un pic la Avram, când Dumnezeu i-a zis să aducă jertfă fiul. Oare să ne gândim ce a fost acolo în inima lui? Și când vindecarea a venit, când Dumnezeu l-a oprit și a zis oprește să faci lucrul acesta, poate fața lui s-a schimbat, poate deja lacrimi au început să curgă din ochii lui. He have a joy in, he did not have to what to describe to people. Și eu cred că bucuria care a avut-o el nu a avut cuvinte să descrie oamenilor prin ce a trecut. And when you start to receive your inner healing, you did not have to what to describe to anyone. Și tu când vei începi să primești această vindecare lăuntrică, nu parcă nu vei găsi cuvinte cum să descrii și să spui altora. Because this is through his word. Pentru că este prin cuvântul lui. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. We read so many scriptures inside in the Bible, Jesus healed to people. Jesus healed for this man, this type of illness. But when you give a little more attention to the scriptures, you can see he healed emotionally also. Și citind prin scriptură vedem că Domnul Iisus Hristos vindecarea, locutare, multe vindecări care le-a făcut. Dar dacă suntem un pic mai atenți, vedem că ce-o vindecat și de boli lăuntrice. You know, we are children of God, and God interested in our just not for body. He is interested inside. Și noi fiind copii al lui Dumnezeu, el este interesat să ne vindece nu doar trupul, ci și lăuntru. And the Hebrew chapter 4 and verse 12. This is very powerful scripture, and I believe it. The many pastors they are using this scripture with different style. Evrei 4 cu 12 este un cuvânt foarte important și crede că mulți pastori folosesc cuvântul acesta. Hebrew 4:12. Yeah, 4:12.
Iată, și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândirile inimii. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and it's discerner of the thoughts and intents of the heart. Slăviți să fie Domnul. He not just touch your body, the word of God, he touch your soul, deci he touch your spirit. Nu se atinge doar de trupul tău, cuvântul lui Dumnezeu care este Hristos, ci și duhul și sufletul. You know, you saw in your life so many people when they go in prayer and start to weep. Și cred că ați văzut toți, mulți oameni în viață când încep să se roage, încep să plângă. And immediately we judge, oh, this man or this woman is very righteous person. Și poate că imediat stăm și judecăm, oh, femeia aceasta și bărbatul acesta, oh, sunt oameni foarte neprihăniți. But after church, dar după biserică, no change. Nici o schimbare. Nothing improvement any spiritual life. Și nu se vede nici o îmbunătățire a vieților spirituale. And this type of people, they have a like a graveyard, they have a the white color for beautiful they make, but inner side they have a so much smelling. Și aceștia astfel de oameni sunt cei care, cum descrie Domnul Iisus Hristos, ca morminte văruite, care pe din afară arată bine, dar înăuntru miroase urât. But when God changed, when the word of God, he touched your inside, and I'm telling you, you did not have a desire, you go for world, you have a desire to sit the presence of the Lord. Și când cuvântul lui atinge inima și vindecă lăuntru tău, îți spun că nu vei mai avea dorință să cauți nimic în lume, ci să stai în prezența lui. You know, when God, through the word, he healed your soul, și când Dumnezeu, your body, he start to react. Când Dumnezeu prin cuvântul lui îți vindecă starea sufletească, atunci și trupul începe să reacționeze. God interested inside you. Și Dumnezeu este interesat de lăuntru tău. Because he want. Pentru că el dorește. We are not entered through this body with blood and bones enter in heaven. We are changed. Deci nu în trupul acesta de carne și de oase vom intra în împărăția lui, ci în trup schimbat, transformat. And that there is no anyone to need the glasses. Și acolo nu vom mai avea nevoie de ochelari. No any gray color here, there. Nu vom mai fi păr cărunt acolo. We all are praise to him all the time. Și noi toți le vom lăuda pe el totdeauna. And each and everyone there are young as his presence. Și toți vom fi tineri în fața prezenței lui. No more gray hair our head. Nu va mai fi păr cărunt în capurile noastre. Nobody have the blood pressure high or low, no any sugar, no any diabetes, no any type of illness there. Nu vom mai avea diabet acolo și valorile de zahăr mari, tensiune, nici o fel de boală nu va mai fi acolo. Just he give us one word, we praise him, we glorify. Ci o lucrare care vom face, vom lăuda și glorifica numele lui. That's why he interested inside. Și de aceea el este interesat în lăuntru nostru, partea sufletească. 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. A doua Corinteni 7 cu 1. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfect in holiness in the fear of God. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul, aleluia. God interested for us. Dumnezeu este interesat de noi. God interested for you. Și este interesat și de tine.
Doesn't matter of your gender. Nu contează că ești bărbat sau femeie. Male, female. Ia, femeie, bărbat. You change your gender. Și chiar de ce se schimba sexul. He ready to work for you. El vrea să lucreze în viața ta. First words we read, we need to train to people for righteousness. Și primul cuvânt care îl citim, trebuie să pregătim oamenii în vederea neprihănirii. 3:16 we read it already and we need to teach to people. Ia, deci deja am citit, deci am învățat pe oameni. Some people they when they change their gender, the boy he convert as a girl. And that type of sin he's inside and he always to blame himself. Why? Because he have a desire to come to Jesus. But the worldly people they speak different type of word and many Christians they are using very bad word for them. Mm-hmm. And they have a desire but they not change. And they are broken inside. Și mulți care, chiar dintre cei care sunt transgender, deci care schimb sexul, deci ei cred că fac lucrul acesta, știu eu, și este bine, dar înăuntru lor simt vinovăția, pentru că sunt mulți care le spun, oh, nu este bine ce ai făcut, sau își bagi joc de ei și așa mai departe, și ei simt, se simt vinovați și au nevoie de vindecare. And we say, oh, I'm a man, oh, I'm a woman, I'm not accepted, I don't like this. Ia, și dacă îi spune, oh, eu sunt bărbat sau sunt femeie, zice, oh, nu vreau să accept așa ceva. What you do with the people, you are break inside them. Ce faci cu oamenii aceștia care sunt atât de zdrobiți înăuntru? Can this type of people, when you meet and you share the gospel and you're ready to hug to him or her? Sunteți voi, suntem noi în stare când întâlnim un astfel de om să-i vorbim și să-i îmbrățișăm? Or something is wrong and you start your brain or what the people said to me. Sau poate că te gândești, oh, dacă îmbrățișez un astfel de om, femeie, ce ori zice alții? Or how you can react with the people. Oh, cum reacționăm cu oamenii? Maybe you are confused. Poate suntem noi confuși. Can I shake him? Can I help? Ori să-l dau mâna, ori să-l îmbrățișez sau să o îmbrățișez, că nu știi ce e. When we fall into word of God, we have no confusion in our brain, because this is the creation by God. And they are changed their gender, but they are ready to repent. And we need to help them. Dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, noi înțelegem că și ei sunt creați de Dumnezeu. Și atunci când sunt gata să se căiască, să se pocăiască de păcatul lor, noi trebuie să stăm acolo să îi ajutăm. You know, the many family, they have a boy, but they react like a girl. Și multe familii poate au băieți care reacționează ca niște fete. Așa se comportă. Sometimes people, the parents, they teach to them, sometimes they say, get out. Și adeseori unii învață și alții zice, oh, ieși afară de aici, pleacă din casa mea. Because they feel guilt. People how to say, oh, your daughter, oh, your boy, he like that, oh, he's talking like a girl. Yeah, and the parents say, get out. We don't need for you at home. Când au nevoie de discuții cu oameni, zice, băi, ce-i cu fata ta că se comportă ca un băiat sau ce-i cu băiatul tău că vorbește sau se comportă sau se îmbracă ca o fată. Și ca să nu aibă probleme, îi trebuie scoate afară din casă. Some areas the evil spirit they control the boys. That's why he start to react as a girl. Sometimes the boy he not have any boyfriend. The boy he meet with a boy, but he some always they're talking with the girls and that he adopt their culture. And some hope they have a by birth they have the weakness. Yeah. Deci sunt unii dintre ei care, de exemplu, dacă sunt băieți, nu-și găsesc prieteni, pentru că deci sunt așa e lumea aceasta, nu-și găsesc prieteni băieți. Și atunci se împrietenesc cu fetele și începe să se împrumute de ele cum se comportă fetele. Și, sau invers, băieții, și unii sunt născuți în felul acesta, deci cu două sexuri. Și părinții, the community rejected. Părinții resping, comunitatea time, respinge. Who ready to accept them? Și cine atunci, cine va fi în stare să-i poată să-i primească, să-i accepte? The person they believe in true word of God.
ci persoana ceea care crede cu adevărat în cuvântul lui And Dumnezeu. they receive the true love of Jesus Christ and he gives love to others. Care a primit cu adevărat dragostea Domnului Iisus Hristos, acela va da dragoste altora. And we teach to them and then he start to accept Christ and God changes his life. Și atunci când ne învățăm, ei încep să accepte, să se recunoască, să-și recunoască vina și păcatul și schimbă viața. And we need to continue to look to them. Și noi trebuie să continuăm să ne uităm, să vedem ce fac, să-i urmărim, să-i ajutăm practic. The book of Hebrews chapter 12 and verse 15 say. Evrei 12 cu 14, Hebrew 12 cu 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Now the second line is by say, work in Christian's family, this is not a lie, but this is the truth. Și a doilea rând, deci acesta este un adevăr care lucrează chiar și între creștini, care este și între creștini. And they have the bitterness for their parents, their mom, their dads, their brother, their sister, their cousin, their relatives. Și mulți care au această amărăciune, care s-au întinat, fie din pricina părinților, sora, frate, membri de-a familie, s-au petrecut acolo ceva în viață și au această amărăciune. Uncle, auntie. Mătuș, unchi. So many. Mulți. And when they go to church and pastor say, okay, come, I will pray for you, God heal you. But they need to someone listen to them. Ia, și poate se duc la biserică și dacă se duc și ei acolo, cauza și pastorul vine să roagă pentru ei. Dar este nevoie de cineva care să-i asculte, să stea acolo, să le asculte durerea. Listen to them and help to them and teach to them and train to them. Să-i asculte, să-i ajute, să-i învețe. You know, we have all the physical body and today God healed me for one illness. And after a few months another illness come in my body when I have go aged man. Și noi toți avem, trăim în trupul acesta fizic și poate azi suntem afectați de o boală și ne rugăm și Domnul ne vindecă, după ceva timp o altă boală și așa devenim, deci pe măsură îmbătrânim. But when you receive your inner healing, he helps your whole life and you help so many people. Dar când tu vei primi cu adevărat vindecarea lăuntrică, te va ține toată viața și atunci vei fi în stare să ajuți și pe alții. And we are react some physically. Wow, praise the Lord, God heal you because you have the tumor in your head and you're gone. But inner, nobody to see. Și de multe ori laudăm pe Domnul când vine cineva și mărturisește că s-a făcut o vindecare fizică. Oh, ai avut tumoare la creier și Domnul te-a vindecat. Wow, aleluia. Dar înăuntru, cine îl vede? We see and we believe. Când vedem, atunci credem. And who's the man? He didn't see to Jesus Christ. He said, okay, you can put your finger, and then you believe it. That's the message of Pastor Vaipan today. Dar zice, cine este bărbatul care a zis că atunci vei crede când voi pune degetul? Și am zis că acesta a fost mesajul pastorului Ghiță Vaipan de azi. And I didn't hear for the man of God for his message already, but the Spirit of God, he lead to me the direction. Da, și nu a fost, dacă a fost pe drum, nu a ascultat mesajul, dar Duhul Domnului a pus lucrul acesta să spună. We need help to everyone and they want to inner you. And they did not know. You talk to them and I will definitely tell you. God is ready to use for every type of people. Noi trebuie să fim aceia care să ajutăm oamenii să primească vindecarea lăuntrică. Și eu vă spun, dacă veți începe să vorbiți cu astfel de oameni, cu adevărat Dumnezeu vă va folosi pentru ei. Chapter 12, verse, the book of Hebrews, chapter 12 and verse 15. See to it that no one comes short of
the grace of God. We need to care for each and everyone. Everyone, they want the grace of God, but who teach to them? You and me. Ia, trebuie să luăm seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Dar cum se va face lucrul acesta? Noi trebuie să veghem care sunt acolo și nu sunt în har sau caută să depărteze. Noi trebuie să veghem asupra lor, să-i antrenăm, să-i învățăm. This is not just a responsibility to pastor, this is the responsibility to you. Nu este doar responsabilitatea pastorului, ci și a noastră, copiilor lui Dumnezeu, a voastră. And we think about, okay, this is the responsibility to this pastor, that pastor, my pastor, but no, this is the responsibility to you too. Deci poate ne gândim, asta e treaba pastorului, să facă pastorul ăla, să facă pastorul cu tare, să facă pastorul cu tare, dar nu, este și responsabilitatea noastră să ne uităm în jur, ia. And when you receive it in your healing, and then the verse, the book of 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. Și când primim această vindecare lăuntrică, atunci ceea ce scrie la 1 Tesaloniceni 5 și versetul 23. 5, 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aleluia! Second, 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Aleluia! Slăvi să fie Domnul! Then you stop, you not believe yourself. Și atunci te vei opri și nu vei mai continua să te acuzi pe tine însuți. Many they receive the baptism, they are blame themselves. They receive the Holy Spirit, they speaking in tongue, but they blame themselves. Și mulți sunt care sunt botezați, dar totuși sunt și se acuză. Mulți care au primit și botezul cu Duhul Sfânt, vorbesc în limbi, dar tot se autoacuză. Because they are not confirmed inside their soul, Jesus the died on the cross for my sin, and through him I receive my salvation, through him I receive it righteousness. Căci n-au această confirmare lăuntrică la nivelul sufletului, căci prin Iisus Hristos, care a murit la cruce pentru păcatele mele, am primit mântuirea, am primit salvarea și eliberarea totală de orice stare. And we need to go and search or inside your church, at your home, someone is feel loneliness. That means he is weak in inside. Și noi trebuie să ne uităm în jurul nostru, în casele noastre, la biserică. Dacă vedem pe cineva care se caută să se separă, vrea să fie mai singur, acolo este un punct slab în inima lor. And this type of people, they are always guilty. Acest fel de oameni se simt totdeauna vinovați. Small things, they start to cry. Dacă e ceva foarte puțin, un pic de durere sau ceva, imediat încep să plângă. Because they have a thing nobody understand to me, that's the truth. Și pentru că gândesc că nimeni nu înțelege și acesta de fapt este un adevăr. And many pastors, they didn't understand their church. Și mulți pastori nu înțeleg membrii bisericilor lor. Many fathers or mothers, they did not understand their own children. Și multe mame și tați nu își înțeleg copiilor înșiși. And many, many people. Și mulți, mulți alți oameni. And when they are disturbed inside, then they get ready to suicide. Și atunci când sunt atât de disturbați și conturbați în lăuntru, unii recur și la sinucidere. Then they start to using drugs, alcohol, smoke, și atunci glamouring. Alții recurg la droguri, la fumat, la alcool, la curvii și toate mai. But when we need to know for 2 Timothy 3:16, we need to remember and help others. Și atunci când înțelegem a 2 Timotei 3:16, noi trebuie să ajutăm pe alții. And let's close our eyes and we pray. Și ne închidem ochii și ne vom ruga. And the one of the men of God, his name is Marian, Radu Marian. Radu Marian, okay, deci dorește. Yes, and I request to him, he pray for all of them.
and for us, on behalf of this message, to pray for all of them. Și ne vom ruga prin fratele Radu Marian, deci după mesajul acesta să ne rugăm pentru cei care sunt încă răniți sufletește și au nevoie de vindecare. Amin. Fără traducere. We'll pray in Romanian also, just without translation. Amen. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumesc pentru mesajul acesta. Îți mulțumesc că și Tu ne asculți rugăciunile noastre și vorbești potrivit nevoilor noastre. Îți mulțumesc că și Tu, Doamne, stăpânești peste noi cu autoritate și putere. Slăvi să fie numele Tău. Doamne, ne rugăm pentru cei ce nu Te cunosc. Doamne, atinge-Te de inima lor și Te rog, Doamne, vorbește inimilor, Doamne. Doamne, vorbim și ne rugăm pentru oamenii care sunt încurcați în lumea aceasta. Am locul stoperează să mă rogă. Da, Doamne. Ne rugăm pentru oamenii care s-au rătăcit, Doamne, crezând că sunt altceva, pentru bărbați care se cred femei sau femei care se cred bărbați. Doamne, Te rog, fă ca cuvântul Tău să ajungă și la inima lor, Doamne, și mântuiește-i și pe ei, Doamne. Te rog, îndură-Te Tu, Doamne. Te rog, Doamne, pentru frați bolnavi, surori bolnave, Doamne. Te rog pentru cei care sunt la spital sau în suferință. Atinge-Te, Doamne, de ei și oferă-i vindecare spre slava Ta, Doamne. Te rog, îți mulțumesc că și Tu ne asculți rugăciunea. Îți mulțumesc că și Tu, Doamne, ne vin ajutor. Și Te rog, Doamne, binecuvintează-l pe fratele Rajo, Doamne. Ajută-l, Doamne, ca să slujească cu credincioșie, cu putere și cu îndrăzneală sfântă să rostească cuvântul Tău. Binecuvintează-l Tu, Doamne. Te rog pentru fratele Vaipan, pentru fiul său și pentru familia lui. Te rog, binecuvintează-i Tu, Doamne. Răspunde rugăciunilor, Doamne. Grăbește-Te să vină ajutor. Și cred lucrul acesta, Doamne, că și Tu vii în ajutor. Doamne, pentru toți care sunt prezenți aici, Te rog, răspunde rugăciunilor și vin în ajutor, Doamne. Cercetează-ne și uită-Te la noi. Fiecare au probleme și nevoi să confruntă cu necazuri, cu boli, cu stărele. Te rog, vin în ajutorul nostru, Doamne. Oprește-Te în dreptul nostru. Cercetează-ne și vei vedea că avem nevoie de Tine. Îți mulțumesc că și Tu te grăbești să ne vină ajutor. Numele Tău să fie slăvit în veci. Amin.